Comuna Manoleasa a cunoscut în ultimii 3 ani o ascensiune remarcabilă din punct de vedere social, grație fondurilor pe care le-a atras primarul Cristi Aroșculesei. De la guvern sau europeni, banii au fost folosiți pentru dezvoltarea satelor de pe malul râului Prut, ocolită o bună perioadă de timp de investiții importante. Sprijinit și de parlamentarii socialdemocrați și de autoritățile județului, edilul a transformat comuna într-una modernă și confortabilă pentru locuitorii săi. Și pentru că cea mai importantă investiție este în viitor, toate unitățile de învățământ din comună au fost incluse în planul de modernizare. Proiectele depuse de primarul Aroșculesei au fost aprobate și finanțate de guvern, astfel încât, în ultimii 2 ani, milioane de euro au ajuns la Manoleasa pentru ca cei peste 600 de elevi și preșcolari din satele Flondura, Sadoveni, Manoleasa, Zahoreni și Liveni să aibă condiții normale de educație. După ce am preluat mandatul de primar, m-am gândit să investesc în educație și așa am obținut un proiect de 2,5 milioane de euro pentru 9 școli din comuna Manoleasa. Aceste școli sunt 2 la Liveni, Corp A și B, 2 la Manoleasa, 2 la Zahoreni, 1 la Sadoveni și una care acum se lucrează o grădiniță în satul Manoleasa. Suma totală a fost în jur de 2,5 milioane de euro, care constă în reabilitarea și modernizarea școlilor din comuna noastră, plus dotare. Avem instalație electrică refăcută, avem încălzire pe lemne, deci totul este ca la carte. Deci în comuna Manoleasa școlile se pot pune cu cele de la oraș sau cu cele din Uniunea Europeană. Educația și cultura sunt baza unei societăți civilizate. De aceea, primarul Cristi Aroșculesei și-a îndreptat atenția și asupra spațiilor în care se nasc actele de cultură. Așa că a depus 2 proiecte pentru modernizarea și dotarea căminelor culturale din localitățile Manoleasa și Zahoreni. În acest an, cu fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, însumând aproape 24 de milioane de lei, clădirile vechi și prăfuite vor fi transformate în spații moderne, primitoare, în care tinerii, dar și cei trecuți de primar tinerețe, își vor transfera moștenirea culturală pe care o păstrează din generație în generație și o vor duce mai departe. Dacă mai adăugăm și buldoescavatorul achiziționat anul trecut pentru lucrările din comună, în valoare de 500.000 de lei, tot prin PNDR, avem tabloul unui șantier complex. Da, așa a fost comuna Manoleasa cu toate aceste investiții. Un adevărat șantier. Iar acest lucru arată că, la cârma comunității, se află un primar gospodar, care se îngrijește ca nivelul de trai al locuitorilor să crească.